Griezmann este un jucător foarte, foarte bun francez. El este foarte, foarte cunoscut pentru dribbling-ul, shooting-ul și pasa lui foarte, foarte bună. De asemenea, știm că a stat foarte mult la Atletico Madrid și este starul lor, chiar dacă s-a mai mutat și pe la Barcelona. Prima lui echipă însă a fost Real Sociedad, de unde noi îl vom prelua pentru că îi vom reseta cariera și vom vedea dacă reușim să întrecem cariera lui din zilele noastre. Ei bine, și suntem aici la prima lui echipă, prima echipă la care a fost, adică la Real Sociedad. Însă înainte să începem, clar trebuie să setăm niște obiective ca să fie mai interesant, așa că obiectivele sunt în felul următor. Griezmann trebuie să câștige 4 baloane de aur, de asemenea trebuie să ajungă la 99 overall, trebuie să câștige gheata de aur de 4 ori, Champions League-ul să câștige 2 ori, UEFA Super Cup o singură dată, să câștige World Cup sau Euro, în care va câștiga pentru că este francez, să câștige titlul în 3 ligi diferite, să obțină în total 15 trofee, iar în cele din urmă să înscrie 200 de goluri și 100 de asisturi. E bine, și cam astea sunt obiectivele, zic că sunt destul de bune și Antoine Griezmann chiar poate să le facă pe toate. Mergem tot să vedem cum arată la echipă, din câte știu eu, dar l-am modificat, dar să mergem să vedem direct pe el. Mergem să vedem pe Antoine Griezmann, să vedem cum l-am făcut aici, pentru că, da, clar, i-am modificat overall-ul. E bine, și uitați-l, are 20 de ani, joacă pe poziția de left winger și center forward, 76 overall pentru el. Acesta a fost cardul lui de la Real Sociedad și ca stats-uri sunt destul de bune: 80 dribbling, 71 passing, 76 pace, mai puțin shooting-ul la 68 shooting, însă putem lucra la asta. Pentru primul sezon, dacă toți suntem aici, hai să-i punem un white playmaker, de ce nu? Arată destul de bine. Însă dacă ne uităm la echipă, echipa deja arată destul de bine. L-avem pe Oyarzabal la bal pe partea stângă și clar nu o să joace ca left winger Antoine Griezmann. Așa că mă gândesc ca primul sezon să îl dăm în loan. A fi o idee foarte, foarte bună, așa că îl punem tu at loan list să vedem cine vrea să îl împrumute. E bine, primim două oferte, una de la Atletico Madrid, wow, și una de la Manchester United, însă ambele echipe sunt echipe mari, așa că le refuzăm. E bine, și prima ofertă bună de la Real Betis, ne menținem aici în La Liga, totuși hai să vedem ce echipă are Real Betis. E bine, și Betis mi se pare o echipă destul de bună, putem intra oarecum în echipă. Sunt doi jucători pe poziția de left mid, 76 overall și 79, dar totuși eu zic că putem să găsim cea mai bună, așa că refuzăm. Wow, efectiv wow, prima ofertă de la Bayern să ne cumpere, dar o să refuzăm. Și oferta la Barcelona, wow, efectiv wow, dar refuzăm. E bine, și am acceptat oferta de la Getafe, mi se pare destul de bună și intră perfect acolo în echipă, așa că mergem la Getafe. E bine, și am ajuns aici la Getafe, unde deja l-am pus aici pe Griezmann și chiar arată perfect echipa asta acum. Așa că haideți să simulăm sezonul numărul 1, să vedem ce reușește să facă Antoine Griezmann la Getafe. E bine, sezonul numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată Antoine Griezmann și are 79 overall, destul de bine acolo, destul de bine. Și el a reușit 10 goluri și un assist, destul de bine pentru primul sezon. Gheata de aur, clar nu reușim să o câștigăm, este aici Taremi, iar în ligă terminăm pe locul 8, destul de ok, destul de ok. Copa de Spania câștigă Real Madrid cu 3-1, iar în celelalte competiții nu am participat. E bine, în sezonul numărul 2, hai să vedem ce putem să facem lui Griezmann să-l facem mai bun la echipă, pentru că el este în ultimul lui an de loan la această echipă și trebuie să fim siguri că se întoarce foarte, foarte bun la Real Sociedad. Iar pentru chestia asta, hai să vedem. Cred că mai bine ar fi să-i păstrăm white playmaker. E mai bun, eu așa zic, e mai bun. Așa că na, asta o să-i dăm în sezonul acesta. Vine și echipa în continuare care arată destul de bine, așa că haideți să vedem ce reușește să facă Antoine Griezmann în La Liga la Getafe în continuare. Sezonul numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată Griezmann și are 84 overall, destul de bine, foarte bine dacă mă treaz pe mine. 22 de ani, 84 overall, incredibil. Și el se pare că a reușit 18 goluri și 10 asisturi, bine acolo, Antoine Griezmann, bine, bine, rău. Însă da, din păcate nu câștigă gheata de aur, însă este o iarsă pal de la echipa lui Real Sociedad. El este pe locul 17, ok, cu 14 goluri. Iar în La Liga din nou terminăm pe locul 8. Însă asta am fost în Copa de Spania, în finala Copa de Spania, însă ne-am luat bătaie de la Sevilla cu 3-2. Iar în celelalte competiții, din păcate, nu am participat. E bine, și ne-am reîntors la echipa noastră aici, la Real Sociedad, unde ar trebui să fie aici Antoine Griezmann, ia uite-l. Și mă uit acum la echipă, să fiu sincer,
Arată destul de bine, arată promițător, însă cred că putem să găsim cea mai bună. Dacă nu putem, asta este să rămâne la această echipă. Dar eu zic că putem. Așa că îl punem pe lista în transferuri și așteptăm oferte. Ei bine, și primim două oferte. Wow, efectiv, wow! O ofertă de la Real Madrid și una de la Arsenal. Ok, una dintre ele trebuie să accept neapărat. Haideți să vedem totuși ce jucători au. Ei bine, la Arsenal, hai să vedem. În atac e Osimhen, ok, în atac e Osimhen. Pe dreapta Saka și noi putem să intrăm pe stânga lei. Jer. Wow, și ce echipă am format. Ok, până acum atacul e surprinzător. Mijlocul cu Declan Rice, Havertz și Odegaard arată bine, bine acolo. Defensiva cu Arnau Martinez, Gabriel, Saliba și pe stânga n-aia. Mai putem lucra aici, avem pe Zinchenko, mai avem și Timber, ar merge și un Tierney pe stânga. Iar în poartă Ramsdale. Wow, echipă bună, echipă bună pentru Arsenal. Iar la Real Madrid pe stânga e Vini. Ok. Pe dreapta este Felipe Anderson. Ok, nu este Rodrigo. În mijloc Bellingham, clar. Cu Brahim Diaz, Arda Güler. Văd că a plecat Valverde și Camavinga. Cancelo. Nacho încă mai joacă. Ok. Militao. Și Ioro la echipă. Și în poartă desigur Courtois. Ei bine, și acum a venit momentul să accept o ofertă. Și echipa la care vreau să ne ducem și care am văzut mai bună este clar Arsenal. Niciun caz Real Madrid, nu știu de ce, dar Real Madrid arată foarte prost dacă mă întrebați pe mine în acest moment. Poate dacă primim oferte mai încolo în simularea aceasta ne ducem, dar momentan la Real Madrid nu putem. Ne ducem însă la Arsenal. E bine, și până la urmă Antoine Griezmann pleacă de la Real Sociedad după ce a fost două sezoane la Getafe, n-a jucat deloc la Real Sociedad, însă plecăm în Anglia la Arsenal. Și am ajuns la Arsenal unde deja am aranjat o echipa și arată așa. Uitați-vă cum arată cu Griezmann în stânga, Osimhen, Saka, Odegaard, Rice, Havertz, Tierney, Gabriel, Saliba, White și desigur Ramsdale în poartă. Și banca de rezerve bună, rău de tot. Mergem repede la Griezmann să vedem ce putem să-i dăm pentru acest sezon și... Hai să vedem, îi se potrivește, preferatul meu, un inverted winger și chiar are nevoie. Are 69 shooting. Ei bine, și haideți să simulăm și sezonul numărul 3, data asta în Premier League la Arsenal. Să vedem ce reușește să facă Antoine Griezmann. Ei bine, sezonul s-a terminat, hai să vedem cum arată Arsenal și mai ales Griezmann. Hai să vedem și, are 87 overall. Echipa per total a crescut destul de bine. Și vedem că Antoine Griezmann a avut un sezon cam slăbuț. 7 goluri și 4 asisturi. Wow, ok. Clar nu câștigă aici, gata de aur este Haaland cu 29 de goluri. Și din păcate nu reușim nici măcar la top 4, suntem pe locul 6. Wow, ok. Totuși reușim să câștigăm FA Community Shield, Emirates FA Cup se pare că câștigă Manchester City, iar Carabao Cup pierdem în final versus Aston Villa. Și se pare că pierdem și UEFA Super Cup cu 2-1 versus cei de la AC Milan. Iar în Champions League terminăm în grupa pe locul 2 cu 10 puncte, unde mai departe o scoate pe Leverkusen cu 4 de la general, o scoatem și pe AC Milan cu 2-1 la general, însă în semifinale ne sparge Barcelona cu 4-1 la general. Ei bine, suntem în sezonul cu 1 4 și în acest sezon, dacă nu mă înșel, a jucat la Euro Franța. Însă între chestia asta, să mergem să-i punem un divan în plan lui Griezmann și hai să vedem ce putem să-i punem. Și da, în continuare inverted winger este perfect pentru Griezmann, așa că asta o să-i punem. E bine, și Franța în World Cup aparent termine pe locul 1 grupa cu 9 puncte, mai departe dă de Islanda pe care o bate cu 3-1, dă de Portugalia pe care o scoate cu 3-2, de Mexic pe care o scoate cu 2-0, iar finala va fi versus Anglia. Wow, efectiv wow, ce finală, Franța-Anglia. Totuși hai să vedem al treilea loc ce câștigă și se pare că este Mexic. Wow, ok. Hai să vedem acum finala între Anglia și Franța. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm World Cup. Wow, efectiv wow. 2-0 versus cei de la Anglia. Și dacă mergem la echipă, se pare că Griezmann în 6 meciuri, 4 goluri, 2 asisturi, overall-ul lui average a fost de 8. Wow, efectiv wow, a fost foarte, foarte bună Griezmann la acest World Cup. Ei bine, noi o să mergem să simulăm sezonul cu numărul 4, să vedem dacă reușim să facem ceva în continuare la Arsenal. Întreb pe acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Sezonul numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată Antoine Griezmann și are 90 overall, foarte, foarte bine pentru el acolo.
și la goluri stă cam rău. 7 goluri și 9 asisturi. Wow, destul de puțin. Clar nu am câștigat gheata de aur și se pare că nici n-am câștigat Premier League. Wow, mă mir că n-am reușit să câștigăm. Emiratul SFA Cup câștigă din nou City, iar Arsenal câștigă Carabao Cup. Destul de bine. Iar în Europa League aparent am fost, terminând groapa locul 1 cu 15 puncte. Round of 16 trece în Spurs, în quarterfinals trece în de Mönchengladbach, însă în semifinale ne bate Napoli cu 6-4 la general și câștigă Manchester United. În sezonul numărul 5 totuși, hai să vedem ce putem să facem. Clar trebuie să avansăm. De când am venit la Arsenal, nu ne-am descurcat așa de bine și nu înțeleg de ce. Nici la goluri, nici la trofee. Deși echipa, uitați-vă cum arată. O să mai stăm câteva sezoane, dacă vedem că nu ne descurcăm, o să plecăm, vă dați seama. Însă data asta văd că cel mai bine pentru Griezmann ar fi un support winger, așa că asta o să-i dăm. Ne uităm puțin la echipă, este prioritate din când te văd. Așa că haideți să simulăm și sezonul numărul 5, să vedem ce reușește să facă Antoine Griezmann în continuare la Arsenal. E bine, sezonul numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată Antoine Griezmann și are 91 overall, a crescut doar plus 1 din păcate. Iar la goluri se pare că Griezmann în continuare nu duce bine. 5 goluri și 5 asisturi. Saka cu un sezon foarte, foarte bun. Gheata de aur, clar nu câștigăm noi, aici este Gordon. Însă totuși câștigăm Premier League, bine acolo cu 82 de puncte. Reușim să câștigăm și FA Community Shield, 2-0 versus la Manchester City. Însă nu câștigăm Emirates FA Cup, câștigă aici Manchester City. Și Carabao Cup, tot câștigăm Manchester City. Iar în Champions League trebuie în grupa pe locul 1 cu 18 puncte. Mai departe o batem pe AS Monaco, trecem de Atletico Madrid. Iar în semifinală o batem Barcelona, incredibil. Iar în finală vom juca versus cei de la Real Madrid. Hai să spunem că reușim să-i batem. 3, 2, 1. Și reușim să-i batem cu 2-1, câștigăm finala UEFA Champions League, bine mă, tocmai din sezonul numărul 5. În sezonul numărul 6, hai să începem să facem la echipă, mai ales lui Griezmann, în continuare nu se descurcă. Și am văzut că jumătate din meciuri le-am jucat Smith Rowe, deci ar trebui să-i schimbă acolo din import, mi se pare că are Smith Rowe în sporadic sau ceva. Totuși mergem la Griezmann și vedem că lui vine bine un inverted winger, un wide winger și un wide playmaker. O să-i pun totuși un inverted winger. Și dacă nu mă înșel, s-a jucat și Euro, hai să vedem totuși ce a reușit să facă Franța. E bine, și se pare că Franța în grupa de aia pe locul 2 cu 4 puncte. În 4 Franța s-a dat de Danemarca pe care a bătut-o cu 3-2. În semifinale dă de Netherlands, adică de Olanda, pe care o bate cu 2-1. Iar finala este din nou versus Anglia. Wow, ok, ok, hai să ne reușim să câștigăm și 3, 2, 1 și reușim să câștigăm cu 1-0. Bine acolo, câștigă și Euro și World Cup-ul Griezmann. E bine, haideți să mergem și noi să simulăm sezonul cu numărul 6, să vedem dacă reușește să facă cea Antoine Griezmann. E bine, sezonul cu numărul 6 s-a terminat și Antoine Griezmann are 94 overall, mai bine data asta. Iar la goluri se pare că a crescut 20 de goluri și 15 asisturi. Destul de bine pentru el. Însă, din păcate, nu câștigă gheata de aur, deci este Okafor. Totuși reușește să câștige Premier League cu 83 de puncte. Dar din păcate pierde FA Community Shield versus cele la Manchester City. Manchester City câștigă și Emirates FA Cup, câștigă și Carabao Cup, wow, în finală ne luăm bătaie cu 2-1, însă măcar câștigăm UEFA Super Cup, 1-0 versus cele la Benfica. Iar în Champions League trebuie în grupa pe locul 1 cu 16 puncte, unde mai departe trecem de AC Milan la penaltiuri cu 7-6, trecem de PSG cu 3-1 la general, trecem și de Atletico Bilbao și se pare că suntem în finală versus cele la Juventus. Ok, hai să vedem că reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și... Nu, ne bate, bă, ne bate Juventus cu 2-0. Pierdem a doua finală. În sezonul cu numărul 7 deja, Antoine Griezmann are 94 overall. O să încercăm noi să-l punem pe lista în transfer, pentru că vrem și noi să plecăm de la Arsenal. Poate mai câștigăm și în alte ligi. Așa că așteptăm ofertă. Dacă nu primim, până la urmă rămânem la Arsenal. Efectiv, wow, primă ofertă de la Atletico Madrid. E bune, 308 milioane de euro. Hai să vedem totuși ce echipare. E bine, și atacul arată ok cu Victor Roque. În mijloc îl avem pe Lino, Florentino, João Neves, Vitinha. În defensivă l-avem pe Buongiorno, Coppola, Molina. În mare parte mai mult la Neymar. Iar în poartă este Moldovan. Ok, ok. Sau Gomis. E bine, ar fi frumos să mergem la Atletico Madrid. Chiar ar fi, pentru că este echipa lui de suflet, practic. Însă, la nivelul în care suntem noi acum și echipa Arsenal, care este pe departe mult mai bună decât Atletico Madrid, nu putem să acceptăm. Nu putem. N-ar fi bine pentru cariera lui. Așa că refuzăm. E bine, și surprinzător mai primim o ofertă interesantă de la RB Leipzig. Hai să vedem totuși ce echipare. E bine, nici n-a mai avut sens să vă arăt, pentru că, da, este foarte slab. Cred că e mai slabă decât Atletico Madrid, așa că, da, refuzăm. E bine, din păcate nu am primit oferte, s-a dus perioada de mercato și de când am văzut de la echipe, singura care putea să ne menține noi ca jucător
ar fi fost Real Madrid singur. Adică m-am uitat și la Barcelona, dar nu, o duceam pentru o perioadă foarte proastă și din păcate n-am primit ofertă la Real, așa că rămânem la Arsenal. Pentru acest sezon însă îi vom da un suport winger. Așa că haideți să simulăm sezonul numărul 17 dacă reușești și să facă ceva în continuare Griezmann la Arsenal. În 2029, hai să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Osimhen, bă, nu este încă Griezmann. Sezonul numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată Antoine Griezmann și are 97 overall, destul de bine acolo. Mai are puțin pe la 99, totuși hai să vedem câte goluri a reușit. 32 de goluri și 14 asisturi, destul de bine, un sezon chiar reușit. Iar la stats vedem că este în continuare Haaland aici câștigă gheața de aur. Antoine Griezmann este tocmai pe locul 3. Totuși reușim să câștigăm Premier League cu 92 de puncte, pe locul 2 fiind Manchester City. Și reușim să câștigăm FA Community Shield contra cei de la Manchester City, la penaltiuri. Reușim și Emirates FA Cup 2-1 vs Leeds United, însă nu reușim Carabao Cup, este Liverpool. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 11 puncte. Mai departe o scoatem pe PSV, reușim să scoatem și pe Inter, însă ne bate Olympic Marseille, bă, în semifinal la penaltiuri. Wow, ok. Și câștigă, ok, nu se știe, dar eu zic câștigă PSG. E bine, în sezonul cu numărul 8 se pare că Griezmann este național, să vedem ce a făcut și acolo, cred că este la World Cup, dacă nu mă înșel. Totuși, misiunea noastră în acest sezon este să-l ducem la 99 overall, dacă putem. E bine, știi ce, nu pentru acest sezon, haide să-i păstrăm un support winger, chiar arată foarte bine pentru el și crește și mai rapid. E bine și da, este la World Cup, hai să vedem, Franța a trenat grupa D pe locul 1 cu 6 puncte. În round of 6 se pare că dă de Islanda pe care o bate cu 2-1. În quarterfinal se pare că dă de Argentina, bă, finala, asta e finala, asta a fost finala. Și pierde cu 2-1, ok, și, third place, oh, se pare că nu este nici măcar în finală, este Norway cu America, cea mai ciudată finală de World Cup. E bine, merge și simulăm sezonul numărul 8 să vedem ce va reuși să facă Antoine Griezmann în continuare, ca de obicei, la Arsenal. E bine, în sezonul numărul 8, în 2030, hai să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Griezmann, mă, bine, mă, Antoine Griezmann, mă. Ușor, ușor câștigă toate balonele de aur. E bine, sezonul numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și mai exact Griezmann care are 98 overall. Ne apropiem, mai avem un overall. Iar în sezonul acesta Griezmann cu 36 de goluri și 18 asisturi, crucial la echipă. Și în continuare nu reușim aici să câștigăm, este Saka cu 23 de goluri și Griezmann, dar pia pe locul 7 cu 17 goluri. Reușim ca de obicei să câștigăm Premier League, cum l-am obișnuit, însă pierdem FA Community Shield, ok, câștigă City. Pierdem și Emirates FA Cup de la cealaltă manceră. Pau, tot cu 2-0. Totuși câștigăm și noi Carabao Cup, măcar atât. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 15 puncte. Unde mai departe ne luăm revanșa de la Olympic Marseille, de data asta îi scoatem noi. Scoatem și pe Manchester City în quarterfinals cu 6-2 la general. Însă în semifinale, bă, ne bate AC Milan. Wow, și câștigă AC Milan. Ok. Suntem în sezonul cu numărul 9 și în sezonul cu numărul 9. Hai să facem pe Antoine Griezmann, 99 overall, cel puțin asta o să încerc eu, dar o să fie destul de greu, nu chiar, pentru că avem inverted winger care o să ne ajute. Echipa arată foarte, 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 foarte bine, așa că îi dăm direct simulare la sezonul cu numărul 9, să vedem ce reușește să facă Griezmann în continuare la Arsenal. În sezonul cu numărul 9, în 2031, hai să vedem ce câștigă balonul de aur și se pare că este Antoine Griezmann din nou și din nou. Nu mă miră dacă câștigă și el anul viitor. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată Antoine Griezmann și în sfârșit a ajuns la 99 overall, mă, bine, mă. Iar la goluri stă destul de bine, uitați-vă la atacanții noștri, right winger-ul, striker-ul și left winger-ul, toți 30 plus goluri. Însă Antoine Griezmann cu 30 de goluri și 18 asisturi. Însă gata de aur câștigă Osimhen cu 23 de goluri, iar Griezmann pe locul 3. Totuși da, ca de obicei câștigăm Premier League fără nicio problemă, câștigăm și FA Community Shield versus cea la Manchester United. Din păcate nu câștigăm Emirates FA Cup, este aici West Ham, totuși câștigăm Carabao Cup cu 1-0 versus cei de la Fulham. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 13 puncte, unde mai departe trecem de Wolfsburg, trece și de Leverkusen, însă ne bate Juventus, bă, în semifinale cu 4-2 la general, ci câștigă Real Madrid. Ok. E bine, și suntem și în sezonul numărul 10, unde se pare că este Griezmann la Lanzonau, să vedem ce a făcut și acolo. Îi dăm totuși un different plan ca să își păstreze aici overall-ul, îi dăm un inverted winger. E bine, și haideți să vedem ce a făcut Franța la Euro, terminând cu papolul cu 1 cu 9 puncte. În quarterfinal se pare că dă de Portugalia pe care o sparge cu 4-0. În semifinal dă de Germania pe care o bate cu 2-1 și finala va fi versus cei la Anglia. Hai să vedem că reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm din nou Euro, bă. Wow, efectiv, wow. Griezmann în această simulare a câștigat o singură dată World Cup și de două ori Euro.
Incredibil. Și vedem că golgheta aici a fost Mbappe, însă și Griezmann a jucat destul de bine, 3 goluri și 2 asisturi. Merge și simulăm sezon cu numărul 10, ultimul sezon în continuare la Arsenal, a devenit un jucător istoric la Arsenal. Să vedem ce a reușit să facă în continuare Antoine Griezmann. Totuși în ultimul sezon, hai să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Antoine Griezmann. Mă așteptam la chestia asta. Are totuși 99 overall, bă. E imposibil să nu câștige balonul de aur. Ultimul sezon s-a terminat, sezon cu numărul 10. Hai să vedem cum arată Antoine Griezmann și are în continuare 99 overall. Iar el a înscris 39 de goluri, wow, 41 de goluri, 45 de goluri. Efectiv a dominat Arsenal. 39 de goluri și 19 asisturi pentru Antoine Griezmann. Iar la goluri este clar Osimhen cu 25 de goluri. Griezmann în continuare pe locul 3, mai pe locul 3 a fost. Ca de obicei trebuia să câștigăm fără nicio problemă aici Premier League, 94 de puncte. Câștigăm și FA Community Shield cu 2-1 versus West Ham. Câștigăm și Emirates FA Cup cu 3-1 versus Chelsea. Și câștigăm și Carabao Cup la penalty versus cei de la Aston Villa. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 2 cu 13 puncte. Mai departe trecem de Villarreal, trecem și de Stade Rennes, iar în semifinală reușim să batem pe Atletico Madrid cu 6-2 la general și suntem în finală versus și la Inter. Hai să spunem că reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm. Bine, mă, cred că am câștigat toate trofeele disponibile pentru noi în acest sezon. Efectiv am câștigat tot. Reușim să câștigăm desigur și UEFA Champions League 2-1 versus și de la Inter. E bine, și cam asta a fost 10 sezoane petrecute alături de Griezmann, unde am resetat cariera și zic eu că am făcut-o mult, mult mai bună. În realitate nu a reușit aceste chestii, dar în EFC 24 am simulat și am câștigat multe chestii. Am completat cred că toate obiectivele în afară de câștigarea ligii între ele și frite. Însă chiar asta cred că este cel mai de succes. Și World Cup, și Euro, și Champions League, și baloane de aur, și goluri, asisturi, toate alea, toate le-am făcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să lăsați mai multe idei în comentarii, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțelul. Am fost Unreal White, v-am pupat, pa, pa!